are tot subțire. Puneți-mi o replică dacă ți-am venit. Ești cumva... Mă lași, mă, să zic eu. Ești cumva cafea că vreau să te bau dimineața. Ce? Prezența mea este un cadou pentru ea. Am înțeles. Atunci trebuie să mergeți să o pupați. Am pupat-o, am pupat-o. Când? Când am venit la casting. Haideți! Pupă! Și acum am venit să luăm interviu de la această regină care stă aici pe tot. Veniți în față! Ești cea mai frumoasă zeiță pentru tine, într-adevăr, nu are puține zile de când a venit aici, știi? Și încearcă ea să facă cumva, să vadă dacă, măi, poate să scoată din starea asta lui, știi? Că i-am eu și zis acolo, când eram în grădinuță, că Ionuț are ochișori foarte triști și ar vrea să-i vadă zâmbind. Înțelegi? Deci încă mie mi-a zis... Da, ea zici de cât mai mult lucrează pe el, ea mai mult lucrează pe tine, ca tu să te dai bătută. E mai mult îndreptat spre tine decât spre el. Ea parcă de el e destul de sigură. Ea știe și e sigură că dacă tu nu ai fi, ea ar avea drumul liber. Și ea vrea oarecum să te îndepărteze pe tine de situația asta și te dă pe tine în jos. Că vai că tu nu te-ai schimbat, că vai că l-ai făcut de râs, că vai că nu știu ce. Dar pe asta nu mă afectează. Te trage pe tine în jos și își face cale liberă. Tu ești chestia lui Ionuț. Este vorba și de limbajul corpului. Tu, din momentul în care ea a intrat în casă și noi ne așezam pe canapele, tu te așezai singură pe scaun. Pentru că, practic, efectiv, o să puzi... Fata, dar eu nu fac asta, dar trebuie. Stai un pic, pentru mine nu contează lucrurile astea. Adică tu, fata, dacă te-ai pus tu acolo, păi ce vrei să mă cer cu tine pentru locul care l-am avut eu? Eu nu-s așa. Ai înțeles ce am vrut să spun? Da, dacă s-o domină în chef. Ea a dat un exemplu la ceea ce am spus eu. În sens că problema ei cu Ionuț nu e de fapt Ionuț, dar ești tu. Și atâta timp cât pe tine te dă la o parte, ție îți spune că tu ești așa, adică ca tu să te dai bătută, ea o să aibă cale liberă. Că dacă tu n-ai fi în casă, eu cred că ea a reușit să... Adică trebuie să pleci tu. Adică nu o să plec, na. Larisa, ascultă-mă, din noi toate, da, care pe noi nu ne interesează unde stăm și așa, ar fi putut să dea oricare dintre noi la o parte ca să o lăsăm pe ea să-i facem loc. Tu ai fost aia care s-a dat la o parte să-i faci loc. Bun, poți să-mi spui o reacție la cald despre concurenții care s-au pregătit pentru tine seara asta? Nu coace, Cristian, vine aici ca să ne... Pentru ușor să nu cumva să o... Începem cu primul contestant care a fost Cristian. Ce părere aveți despre el? Nu ți-a plăcut cactusul? Poftim? Nu ți-a plăcut cactusul? Ba da, o să mă pun pe el. Eu am găsit altă teorie. Știm ce să lucrești, ia să-ți ia asta așa, și acum. Nu, să mângâi aia. Mulțumesc că o să mă pun pe el. Și sper să... Radu, ce prost. Care ești pe nimic? Care... Haide. Ai vrea să mângâi tu? Hai, mângâi tu! Nu, să ne opărere sincer despre Cristian, te rugăm frumos. Mi-a plăcut faptul că m-a dus un cactus. Cactus. Cu speranța ca să-mi floresc și... Nu, da. Eu am altă teorie. Sper că o să nască o floare frumoasă ca și mine, bineînțeles. Și să fie totul ok. Mi-a plăcut foarte mult. Și să-l lași sărbat, da. Ok. Bun, perfect. Mulțumim frumos. Mulțumim, Cristian. Florin, te rog, ia loc acolo pe trop pentru Anca. Poți fi noul rege al Ancăi din Casa Iubirii. Bun, Florin, ce părere despre... Nu, e foarte proastă, pentru că dacă nu-ți bandă, nu-i plac și automatic... Păi da, poți să mă repeți o dată că mi-a fugit așa pe lângă. S-a secat gura. Nu mă fug de mult de asta. Regina, regina. Las, că mi-a mișturat să... Ușor, nu te cărbești. Ușor, puțin. Stai mă așa un pic. Iartă-ne puțin, întrerupem programul pentru o prezentare a reginei. Vă rugăm frumos, a fost prezentată, te rog frumos, Florin, stai un pic la o parte de Petrol. Să intre și Regina Petrol să facă o piruietă frumos, să se prezinte și ea puțin în fața voastră. Hai, și Regina din Maroc. Imnul ei este așa. Regina din Maroc. Regina, reginelor, tu ești ce face tuturor. Gata. Bun, poți să mai faci o dată, băieților, vă rugăm frumos. Poți să mai faci o dată pirueta. Hai, fă pirueta. Zâna, zânelo,
Spune-ne ceva despre tine. Regina Anca. Regina Anca, 28 de ani. Prințesă, scuzați-mă. 28 de ani, vreau un bărbat matur, responsabil, să știe ce vreau la viață. Facă-te în ochii mei, uite-te în ochii mei. Să mă facă să mă simt ca o regină cum sunt. Bun, mulțumesc, aceasta a fost Anca. Mulțumim frumos înapoi. Ajutor! Regina reginelor, ești faturor. Mi se pare că sunt cam prefericiți băieți așa de senin. Poate Anca i-a făcut să se simtă așa? Pe toți? Păi ea parcă doar pe Ionuț îl făcea să se simtă... L-am auzit pe alina înainte. Nu vorbesc serios, zice Anca. Ai patat, Kinga, pe tine nu te mai cred. A zis Anca? Da, înainte să zic Anca, te vreau, Anca. Nu mă poate... Da, așa o zic. Poate se joacă, cine știe. Da, și pe hol... Dar o să-i place cu bărbați, adică să înțelegi mai bine cu bărbați decât cu femeile, nu? Pușor! Repede, următoare. Și acum, Anca, acum vom reveni înapoi la Florin. La mine, da. Cu o mică precizare. Dacă Florin a dorit să participe la acest casting, înseamnă că nu mai are o problemă cu culoarea părului tău. Și continuăm. Da, da, da. Eu ce fel să decoloreze, parcă așa îmi bate mie, dacă nu, un pic mai... E de la lumea, Florin. Cum ești brunetă? Mi se pare că e o persoană matură, un bărbat. Dar nu-l cunosc și dacă vrea să mă cunoască, de ce nu? Dar vezi că are 9 femei și 6 copii. Gata, gata. Copiii sunt binecuvântați. Iată-mă, în Casa Iubirii se vehiculează foarte mult că Florin ar avea un copil, mai exact o fetiță, în vârstă de... Un an și 8 luni. Un an și 8 luni. Și mi-o spune, te rugăm frumos, dacă acest aspect te deranjează cumva? Nu, copiii sunt binecuvântați și bineprimiți. Deci ai scăpat? Am 3! Ai bine cuvântat! Ai bine cuvântat! Auzi, 4! Okay. E o relație deschisă! Mai departe, vă rugăm! Tată, ești așa frumos! Știi cum m-am bucurat când m-am văzut? Mai, tată, mi-ai dat când vă pupați nebunul! Știu, dacă știi ce groază mi-e să zic aici! Ce? Deci știu deja ce comentarii se ducă! Nu te mai gândi la asta! Nu te mai gândi, Larisa! Jur! Nu te mai gândi, dacă eu mă gândeam unde eram azi. Dă-le de comentarii și de tot. Fii fericită că nu vine nimeni să spună ceva în farfurie. Pe nimeni nu interesează de tine, în afară de familie și... Da, nu? Păi... Am învățat cum am dus și am povestit iară cu el, cum vorbeam mai de mult. De da! Bine, îmi prinde fata când mă duc și stau de vorbă cu ea și mă stau acolo și stau acolo cu cine îmi place mie. Da. Nu mă duc și stau acolo cu toți băieții și mă întreabă că aș sta cu ei, știi? Păi, diferit, mă duc și mă iau în brațe. Nu l-am pupat. Mă întorzi. E topită, te uita la el așa, zici că e... Eu că era Dumnezeu. Icoana. Păi și mă înțelege, fata, și tot timpul te zici acum că să nu mai bag de seamă comentariile, fac ce simt. Mai îmi place că nu mă zice că mai... Asta zicea el și pentru el, știi, da, nu? Exact, știu. Să se convingă și el pe el. E ok, Regina, pentru tine acest Radu, om? Da? Și tu contesta. Hai, Radu Petron, Radu Petron. Au zâna, zâna, ciungu, ciungu. E că mai spune ciungu, da. Se spune și ciungu, hai. Cum mi se pare acest... Acest băiat, acest exemplar de bărbat. Exemplar, de parcă și eu. Stai, zici la tablou. Ați văzut avantajul tău pe care l-a spus Anca. Exemplar. Fosta ta iubită încă când a spus bărbat. Bărbat, da. Wow. Mai departe. Și e exemplar, adică ești un exemplu. Chiar dacă nu ești independent, pentru că nu ai permis și ar trebui să te duc eu să te plimb. Eu am permis multe nemisuri. Nu, permis de conducere. Ești cu la șoferi. A permis să fie condus. A permis și să fie condus. Na, e foarte simpatic, are carismatic. Mi-a plăcut foarte mult că m-a făcut să râd și s-a apropiat de mine în primele zile pentru că o vrut să mă cunoască. Deci, cum găsești tu scopul? Și aștept scopul să-l vedem, care nu-i. Aștept și eu. Ai niște ochi frumoși. Care vreau să spun chestia asta? Mersi. Să te trag de volan, trag de volan, port. Trag de, trag de volan, trag de volan, port. Mulțumesc. Cu plăcere. Și-a pupat mâna singură. Păi, dacă nu te-ai... Cea mai frumoasă regină! O deranjez! Du-te, contestantule, o deranjez! Nu permite, nu permite așa ceva. Castigul am terminat, v-ați făcut o idee. Nu, n-am terminat! Mai terminat! Mai este un participant! Hai, hai, poate! Ultimul! Și acum, regină,
cea mai frumoasă regină. Spune-ne părerea despre ultimul și nu cel din urmă, bărbatul din cu Mortal Kombat, Fatal. Deci, e un bărbat foarte frumos, nu merită prezența lui regină lângă el. Stai puțin, greu s-a oprit. Zi acum, din nou, zi de la cap. E un bărbat foarte frumos, mie m-a plăcut foarte mult, dar nu merită prezența lui regină lângă el. Deci sunt descalificat. Pentru că inima lui îi dat într-o altă parte. Și cu ea, dar inima nu vă supărați. Deja ai tras concluziile? E dată? Am eu. Ai vândut-o? Am dat-o cu amanetă. Și concluzie, ce bărbat vi se pare cel mai calificat de aici din casă? Dintre toți băieții. Dați-o, stai un pic, stai un pic. Dați-o și cu ieșire, vă rog eu frumos. Toată lumea a făcut. Vă spunem ca să se știe, e ultima melodie. Stau ca vultul, rupe stâncă, și restul nu mi-i plângă. Ionuț este valoare. Băi, 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 băi